Săptămâna aceasta, sute de elevi au trecut pragul primăriei municipiului Călăraș și au încântat cu colinde și momente de altă dată, reamintind celor prezenți de obiceiurile și tradițiile sărbătorilor de iarnă. În această perioadă, zeci de elevi au venit la colindat. Spuneți-ne câteva cuvinte. Ce pot să spun? Este un sentiment frumos, e un sentiment în care ne regăsim copilăria, sufletul este cald, ne bucurăm că au venit atâția copii pentru că ne apropiem de aproape 3.000 de colindători. Este un lucru bun pentru că ne dorim asta pentru copiii noștri. Știm că au venit sărbătorile, vin sărbătorile și trebuie să fim mai buni, mai darnici și să fie bine, să fie pace și să ne bucurăm de ei. La mulți ani și să fii sănătoși! Vrem să ne spuneți emoțiile pe care le trăiți când sunt vă colindați. Sunt foarte mari emoțiile cu acești copii minunați și de-abia așteptam să vină, să ascultăm ce au făcut la cursuri la ei. V-au întrebat ceva anume sau v-au spus dorințele? Mi-au spus dorințe, că vreau vor jucării, dacă am primit scrisorile, mi-am spus că au venit și să mă aștepte că vin la Brad în fiecare seară la ei.